Între timp, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre prin care cei care vin din Ucraina în țara noastră nu mai trebuie să stea în carantină. Măsura se aplică indiferent dacă sosesc direct din Ucraina sau tranzitează Republica Moldova. Și la această oră, granițele României cu Ucraina sunt aglomerate. Mai mult decât atât, în vama din Sighetul Marmației, pe partea cu Ucraina, sunt mame cu copii blocate în vamă. Se pare că nu mai pot trece în România pentru că vameșile cer femeilor împuternicire notarială de la tați pentru a putea și cu copiii. Alex Prunean se află și el în vamă. Alex, bun găsit! Cum este acum acolo? Bună ziua tuturor! Aici, pe partea românească, nu este foarte mare agitație. Oamenii continuă să vină unul câte unul, dar lucrurile decurg destul de repede. Însă îmi spuneau cei care au apucat să ajungă deja în România că adevăratele probleme sunt dincolo de frontieră, pe partea ucraineană. Acolo, cei care vor să treacă frontiera cu mașina trebuie să aștepte chiar și 10 ore într-o coloană care se întinde pe câțiva kilometri, acesta fiind și motivul pentru care multe mame își iau copiii de mână sau îi iau în brațe, pentru că mulți dintre ei au doar câteva luni, își iau bagajele după ei și trec podul dintre cele două țări pe jos. Dacă până acum puteau părăsi Ucraina și bărbații ucraineni care aveau rezidență și într-o altă țară sau dublă cetățenie, acum nu mai pot pleca pentru că sunt considerați de autoritățile de dincolo de Prut doar ucraineni. Au intrat oameni pe aici întreaga noapte, continuă să vină și acum, după cum vedeți, dar până la această oră nici unul dintre ei nu a cerut oficial statut de refugiat, motiv pentru care pot sta pe teritoriul României maximum 90 de zile. Alex, îți mulțumim! Și pe la vama Siret continuă să vină oameni din Ucraina. Cei care trec granița pe aici sunt așteptați de localnici cu băuturi calde și mâncare. Fiecare vrea să dea o mână de ajutor vecinilor de la graniță. Acolo este și Angela Berta. Bun găsit din nou, Angela. Care este situația în acest moment? Vedem din ce în ce mai multe bagaje cu provizii aduse acolo. Bun găsit! Peste 100 de voluntari localnici s-au mobilizat aici după vamă și așteaptă pe cei care trec frontiera cu diferite alimente, de la pizza, cornuri, sandvișuri, pâine, biscuiți și până la fructe sau chiar și dulciuri, pentru că s-au gândit inclusiv la copii. De asemenea, există și apă, sucuri, cafea, ceai, fiecare, dacă dorește câte ceva, să poată să vină să-și ia. Totul este gratuit. Mai mult, voluntarii le oferă și cartele telefonice pentru a putea vorbi și pentru a avea acces la internet. Mai mult, cei care au nevoie sunt transportați către cazări tot în mod gratuit. Li s-a pus la dispoziție și cazare în cazul în care aceștia nu au. Arhiepiscopia Suceve și Rădăuților a venit și în sprijinul celor care trec granița și au venit cu alimente neperisabile, articole de menaj și igienă personală, de asemenea apă, au oferit cei de la Arhiepiscopie spații de cazare la parohii și mănăstiri. Mai mult, vor avea un birou de asistență unde preoți vorbitori de limba ucrainiană și tineri voluntari vor oferi consultanță solicitanților, pachete cu alimente și apă. Angela, îți mulțumim pentru toate aceste informații.